Într-o atmosferă incendiară, practic împinși de la spate de publicul inimos din sala polivalentă, câinii roșii antrenați de Javier Pascual au început meciul foarte bine. Ghetbane a părut formidabil, iar Dinamo a condus constant cu 3 goluri pe durata primei reprize. Câteva mingi pierdute ușor și contraatacurile rapide ale nemților au făcut ca tabela să arate 16-16 după primele 30 de minute. Din păcate, finalul primei reprize a aparținut campioanei Germaniei, care a preluat conducerea, însă din fericire Dinamo a egalat la ultima fază a primei reprize, iar scorul devenea 16-16 la pauză. Întorși de la vestiare, în actul secund, Magdeburg a condus permanent. A avut la un moment dat și 3 goluri avans. Dinamo reuși să egaleze pe finalul partidei, iar unele ezitări din atac și din apărare au făcut diferența. Cel mai bun marcator al dinamoviștilor a fost Ante Kudz, croatul recent naționalizat român, cu 6 goluri. Chiar și cu această înfrângere pe teren propriu, echipa antrenată de Javier Pascual are șansele ei la locurile 3-6. Primele două poziții din cele două grupe principale vor merge direct în sferturi, iar locurile 3-6 vor juca un play-off pentru calificarea în sferturile competiției. Barcelona, PSG, West Brom, Chelsea și Kiel sunt favoritele pentru calificarea în Final Four de la Köln.